În tribunele stadionului Republicii, de unde transmitem, sunt prezenți zeci de mii de cetățeni ai capitalei. Alături de ei, prin intermediul transmisiunii noastre directe, aveți prilejul, stimați telespectatori, să participați și dumneavoastră la spectacolul organizat cu prilejul împlinirii a 2050 de ani de la formarea primului stat dac centralizat. În comentariile epocii se sublinia în mod constant, desigur, și de această dată, că aniversarea mărețului eveniment era un prilej de mândrie patriotică izvorâtă din inimile tuturor fiilor și fiicelor acestor meleaguri. Iată, stimați telespectatori, în acest moment sosește la tribuna oficială tovarășul Nicolae Ceaușescu împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, cu ceilalți tovarăși din conducerea partidului și statului. Stimulate și impulsionate de politruci infiltrați, tribunele revărsau valuri de urale, traduse în comentarii de crainic ce evocau aclamații și ovații pornite din zeci de mii de piepturi, entuziasm vibrant, bucurie și mândrie patriotică. În anul 1980 aveau să se materializeze hotărârile unei plenare a Partidului Comunist care hotărâse, cu trei ani mai devreme, să se aniverseze la scară națională 2050 de ani de la crearea primului stat centralizat DAC condus de Burebista, chiar dacă nu exista niciun document care să certifice exactitatea acestei date istorice. Astfel că, în acel an omagial, s-au organizat conferințe, simpozioane științifice, au fost lansate emisiuni filatelice, au avut loc dezbateri la radio sau televiziune, având ca scop declarat, enunțat chiar în documente, obținerea de noi mărturii cu privire la geneza, evoluția, organizarea și dezvoltarea primului stat centralizat DAC. Spectacolul grandios de pe fostul stadion al Republicii era finalul unei campanii propagandistice lansate încă de la începutul anilor 60 și care avea să proclame, nici mai mult, nici mai puțin, decât filiația comuniștilor români din strămoșii daci. De altfel, între altele, această perioadă din istoria modernă a României avea să fie marcată tocmai prin antiteza conform căreia originea noastră exclusiv latină, trâmbițată până atunci, era înlocuită de autohtonismul dacic. Pe de o parte, această nouă doctrină politică își avea susținerea în noile descoperiri arheologice care dezvăluiau o imagine prea puțin cunoscută a originilor dacice ale poporului nostru. L-am rugat pe academicianul Constantin Daicoviciu, despre care credem că nu este exagerat să spunem că își dedică viața cronicii poporului dac, să facă o scurtă incursiune în istoria civilizației acestui popor. Urmele destul de sărace, mai ales de ceramică, descoperite în așezările din câmpia românească, de la Tinosul și de la Piscul Crăsanilor, au îndemnat pe Vasile Pârvan să vorbească despre o civilizație a lemnului, a dacilor. Pe atunci, abia dacă se cunoștea ceva din existența marilor, puterniciilor cetăți din munții Orăștiei. Datorită, în primul rând, cercetărilor arheologice întreprinse în toate colțurile țării, de la grădiștea Muncelului până la Popești, de la Pecica, de lângă Arad, până la Piatra Neamț, civilizația dacică și-a regăsit în conștiința noastră locul meritat pe care îl ocupase realmente în antichitate. Cercetarea științifică a vestigiilor de la Sarmizegetusa sau de la alte cetăți dacice descoperite confirmau ipoteza protocronistă, susținută încă cu un veac în urmă și de Mihai Eminescu, care începuse chiar o piesă de teatru intitulată Decebal, și de către Bogdan Petriceicu Hajdeu, care scrisese celebrul său eseu Pieritau Dacii, o reacție la propaganda pașoptiștilor ardeleni, care ne pasau rădăcinile în filiație directă cu Roma.
Argumentele cu privire la originea dacică a românilor erau susținute atunci mai ales prin prisma concluziilor expuse de către Nicolae Densușianu în binecunoscuta lucrare Dacia preistorică, concluzii care începuseră să fie confirmate și de noile descoperiri arheologice din perioada comunistă. O generație întreagă de savanți români care susțineau această teză, între care îi amintim doar pe Edgar Papu, Constantin Daicoviciu sau Radu Vulpe, își vedeau susținute ideile și în rândurile comunității științifice internaționale. Dintre susținători, să îi amintim pe Mircea Eliade sau pe reputatul om de știință Paul McHendrick, care, în urma cercetărilor făcute în România în anii 70, publicase celebra lucrare Pietrele dacilor vorbesc. Noi avem știri de la autorii antici, care au reprodus ce se spunea pe vremea lor, dar un document autentic, scris chiar în vremea aceea, este inscripția mare care s-a găsit la cetatea greacă Dionysopolis. Și inscripția spune, cel din tâi și cel mai mare dintre regii din Tracia, care stăpânește și dincolo și din coace de Dunăre. Avem, prin urmare, cuvinte foarte elogioase, chiar din vremea lui Burebista, confirmând tot ceea ce se știa despre această mare personalitate. Totuși, care să fi fost motivele pentru care, la nivelul politicii centrale a Partidului Comunist Român, a fost îmbrățișat acest punct de vedere? În contextul politic internațional al acelei perioade, să ne amintim al războiului rece, trebuie să reținem faptul că, din 1964, în politica externă, România a început să joace cartea independenței față de partenerul de la răsărit, impus după al doilea război mondial. Ori, o imagine puternică a României, independentă și suverană, nu se putea clădi decât, iată, pe istoria eroică a străvechilor daci. Această construcție propagandistică abilă, deși nu foarte subtilă, realizată prin intermediul procedurilor specifice sistemului politic, s-a demonstrat a fi eficientă în manipularea opiniei publice, transformând în instrument o idee care trebuia să rămână în dezbatere doar în sânul comunității științifice și în cercurile iubitorilor de istorie. Descoperirea reprezintă o importanță deosebită. Menționez că este primul astfel de vas descoperit pe teritoriul municipiului nostru, vas care semnifică prezența, inclusiv pe vatra orașului Sibiu, a populației tracice, cea care a făurit această cultură materială pe un spațiu vast care cuprinde în linii mari întreg teritoriul patriei noastre. Struțocămila ce se năștea prin amestecul dintre istoria dacilor și politica Partidului Comunist Român a căpătat noi forme de exprimare atât în domeniul artistic, cât și în cel publicistic. Arhiva TVR păstrează o serie de documentare dedicate problematicii originilor noastre, din care se poate observa cum, încet încet, producțiile oneste de televiziune, ce prezentau faptul științific curat, au fost infectate de virusul unei forme păguboase de propagandă comunistă. O altă referință a manifestărilor artistice dedicate așa zisei aniversări a 2050 de ani de la făurirea statului centralizat DAC va rămâne și filmul Burebista, în regia lui Gheorghe Vitanidis. Leza! Oșteni! Femei! Și copii celți! Ascultați cuvântul regelui nostru, care vine cu pace spre voi! Reînțeleptule de Ceneu, e prea devreme! Războiul abia a început! Ceea ce rămâne din acest film, fără doar și poate o creație artistică cu numeroase scene impresionante și răscolitoare, este amestecul impropriu al unei distribuții de aur cu un adevăr istoric discutabil. Dincolo de opera cinematografică, îndreptățită să cultive ficțiunea, limbajul marelui conducător Dac Burebista, interpretat admirabil de regretatul George Constantin, este presărat emfatic cu sintagmele și stereotipurile gândirii de partid. Glorie marelui Burebista, rege al tuturor dacilor! Glorie! Glorie dacii mari! Unite și libere! Glorie! În țara cea mare, unită
loc de robie nu mai este! Ciostaș și plugar și veșteșugar deopotrivă vor fi într-o viață și moarte! Să fim mândri de gloria marelui neam al tracilor și de puterea gândului nostru nemuritor! Jurăm că vom urma poruncii iubitului conducător, urcând din pisc în pisc al muncii spre comunism biruitor. Se pare că istoricii de azi, temători față de această apropiere nefirească din perioada comunistă între protocronism și comunism, sunt mai rezervați în a mai aborda epoca dacică din istoria României. Pe de altă parte, la nivel colectiv, din memoria sfântă a dacilor nici nu a mai rămas mare lucru. În afara câtorva stereotipuri, care țin mai degrabă de resorturile tradiționale, în niciun caz de cele propagandistice, despre daci nu se mai vorbește decât atunci când mai vine vorba despre brățări dacice furate și recuperate. Dar aceasta nu înseamnă că după slăbiciunile de azi nu vor veni generații mai puternice decât a noastră. Dacă regimul comunist a tipărit Eminescu, aceasta nu înseamnă că Eminescu a fost comunist. Dacă propaganda Partidului Comunist Român a pus atât accent pe originea noastră dacă, aceasta nu înseamnă că trebuie să renunțăm la originea dacă. Iar dacă am reușit să ne păstrăm dreapta judecată în ceea ce privește momentul 1980, marcat de artificiozitatea acestei apropieri păguboase dintre istoria dacilor și nevoile propagandei comuniste, ar trebui să înțelegem faptul că, din această alăturare, nici comuniștii nu au câștigat prea mult, dar nici dacii nu au pierdut nimic din măreția lor. Trebuie să înțelegem doar că enigmatica civilizației a dacilor își va păstra și în continuare secretele, iar spiritul dacilor nu va pieri, căci dacii nu pot fi compromiși.